Vă salut, dragi prieteni, mă bucur să ne reauzim aici pe frecvențele Europa FM. Continuăm așa cum v-am obișnuit în fiecare joi cu analize, dezbateri, interviuri cu oameni care fac diferența în sistemul nostru de învățământ. Și în ultimul rând ne dorim să continuăm dialogul cu dumneavoastră, ascultătorii Europa FM. Că sunteți părinți, profesori, elevi sau pur și simplu cetățeni care își doresc să trăiască într-o societate democratică și responsabilă, veți fi fără îndoială de acord cu mine că primul lucru care trebuie să funcționeze bine este educația. Academia Europa FM dă startul dezbaterilor din acest an cu o întrebare. Sunteți de acord cu reintroducerea examenului de admitere la liceu? Nu vă întreb întâmplător, pentru că la ultima ședință de guvern, doamna Ligia Deca, ministru al educației, a prezentat noile proiecte de lege. Îngăduiți-mi să vă reamintesc că aceste proiecte au fost o inițiativă lansată încă de pe vremea ministrului Câmpeanu și, cel puțin din perspectiva subiectului pe care vi-l propun în această seară, apărea mențiunea unui examen de admitere, dar numai pentru colegiile naționale. Au fost atunci foarte multe voci care au criticat această măsură, afirmând că ar accentua inechitățile din școlile noastre, pentru că, în mod evident, nu toți copiii au posibilitatea de a se pregăti și de a accede în aceste licee. Iată că, în forma nouă acestor proiecte, examenul de admitere pare o măsură valabilă pentru toate instituțiile de învățământ liceal. Cu alte cuvinte, ar trebui să se întâmple cam așa. Copiii de clasa 8-a susțin evaluarea națională, după care un examen de admitere la liceul pe care și-l doresc, cel puțin din cât am înțeles eu până acum. Cât de utilă poate fi această măsură, m-aș bucura tare mult să aflu care sunt și părerile dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, la numărul de telefon 0372 069599 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Invitata mea din această seară este Oana Dobre-Dimofte, jurnalistă și fondatoarea platformei Educație Privată, foarte bună cunoscătoare a evoluției evenimentelor din școlile noastre și care a urmărit acest subiect îndeaproape. Oana, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bine ai venit aici la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit, eu mulțumesc. În regulă. E un subiect cumva care a inflamat deja publicul interesat de ceea ce se întâmplă în școlile noastre și aș vrea să te întreb dacă într-adevăr am înțeles bine, informația este chiar cea pe care ai publicat-o tu, copiii vor da acest examen de admitere la pachet cu evaluarea națională. Ce înseamnă asta? Care crezi că va fi impactul asupra copiilor de clasa 8-a, care, iată, citesc despre prevederea asta? Cred că e important să precizăm că în varianta de acum, cel puțin, acest examen pentru toate liceele nu este un examen obligatoriu pentru toate liceele. Adică în forma care există în acest moment, doar acele licee care doresc pot organiza și acest examen de admitere pentru un anumit număr de locuri, pentru un anumit număr de profiluri. Nu va fi la toate liceele, nu va fi la toate profilurile, nu va fi pentru toate locurile, ci pentru un procent. Nu-l cunoaștem în acest moment. Și, repet, doar acelea care doresc. Liceele care vor să țină admiterea deschisă pentru toți copiii care au promovat evaluarea națională, nu vor fi obligate să organizeze examen de admitere. Însă chiar și așa este oarecum de anticipat că o mare parte din licee s-ar putea să-și dorească să organizeze acest examen de admitere. Dacă este un lucru bun sau dacă este un lucru rău, eu nu pot să spun. Eu nu sunt specialist în educație. Eu sunt jurnalist. Noi consemnăm ceea ce se întâmplă și noi am dat această știre ieri. Discuțiile sunt cu siguranță în derulare. Reacția din public a fost cu siguranță vehementă, așa cum a fost și în vară, când fostul ministru Sorin Câmpeanu a anunțat posibilitatea de a introduce examenul de admitere pentru colegii, fapt care și atunci a nemulțumit foarte multă lume. Vom vedea. Toate lucrurile sunt încă în negociere. Toate lucrurile sunt încă subiect de reflexie și pentru politicieni și pentru specialiști în educație. Sigur, în tot acest timp, societatea civilă va reacționa, este normal să facă asta și își va spune punctul de vedere la rândul său. Ce se va întâmpla până la urmă, vom vedea. Da, uite, asta este interesant, pentru că, iată, poate unul dintre motivele care a inflamat opinia publică pe acest subiect ține chiar de maniera în care au fost consultați părinții, profesorii, elevii și așa mai departe, pentru că, mă rog, cel puțin în perioada dezbaterilor organizate de ministrul Câmpeanu, aceste dezbateri au lăsat senzația aia că, de fapt, au fost mai degrabă formale, s-au făcut doar așa ca să fie bifate, iar acum, cu ocazia noilor proiecte de lege,
eu cel puțin nu știu să se fie organizat așa ceva și poate că, mai ales atunci când vine vorba de capitole foarte sensibile, cum este admiterea la liceu, sigur că da, oamenii pe bună dreptate așteptau, dom'le, vrem și noi să ne spunem un punct de vedere. Noi ne-am trezit acum, sigur, mă bucur că ai făcut precizarea asta, ne-am mai liniștit puțin, deci cu alte cuvinte nu stăm cu sabia lui Damocles asupra capului, sunt lucruri care pot fi discutate, negociate, dar vrem să știm și noi când și cum, că fără îndoială, părinții, profesorii care ne ascultă în momentul de față, vor dori să-și exprime un punct de vedere. Vrem să știm dacă avem când, avem contextul în care să facem acest lucru. Doamna ministru Deca a spus de mai multe ori chiar că ia în considerare toate cele 9500, cred, de amendamente sau de observații pe care le-a primit Ministerul Educației în procesul de consultare publică inițiat pe vremea fostului ministru Sorin Câmpeanu. Doamna Deca a spus că la acelea se uită. Acum, timp fizic pentru organizarea unor dezbateri extinse, nu știu dacă este. Poate este. Eu una mi-aș dori să fie. Pentru că, da, vocea societății trebuie să se facă auzită. Pe de altă parte, și societatea trebuie să se hotărască cumva ce vrea să spună cu vocea ei. Avem un singur mesaj din societate. Sunt toți părinții împotriva proiectului de lege? Sunt toți părinții de acord cu acest proiect de lege? Educația, și știi foarte bine, Marcel, educația este unul dintre domeniile cu cea mai mare diversitate de opinii și cea mai mare diversitate de opinii ferme, cea mai mare diversitate de opinii contundente de foarte multe ori. E normal să fie așa, pentru că miza este viața pe care o vor avea copiii din țara asta peste 20 de ani. De fapt, asta e miza educației. Societatea în care vor trăi copiii peste 20 de ani, copiii de acum. Și e normal ca lumea să fie vehementă. Este normal ca oamenii să aibă opinii ferme. Însă, cumva, la un moment dat, dacă vrem să avem totuși o viziune, dacă vrem să avem un proiect de lege final, dacă vrem ca acest proiect să ajungă la un moment dat să fie votat în Parlament, toată diversitatea asta de opinii trebuie să se cristalizeze cumva. Și vestea proastă pe care eu o am este că legile importante, de obicei, se cristalizează în așa fel încât nu vor mulțumi niciodată pe toată lumea. Nu cred că există o variantă nici a legii educației, nici a legii sănătății, a oricărei legi importante care să mulțumească pe toată lumea. Aici fiecare dintre noi cred că are un proces de reflexie cu sine însuși și se hotărăște care sunt mizele cele mai importante. Mizele pentru care, într-adevăr, merită să lupte. Și da, există, și eu cred că există mize în educație care merită orice luptă. Aș numi pentru prima dată, sau cel mai important pentru mine, de exemplu, eliminarea politizării și a corupției din sistem. Da, asta e o miză pentru care societatea trebuie să lupte. În rest, mizele precum formula de organizare a examenelor, ceea ce urmează să fie după adoptarea legii planurile cadru, lucruri care sunt foarte tehnice, sunt mize în care cred că societatea românească ar avea nevoie de un pic de mai mult timp pentru a ajunge să-și cristalizeze o opinie. Între timp însă trebuie să ne hotărâm. Vrem o lege sau nu vrem o lege a educației? Sigur că, și din punctul meu de vedere, cred că este imperativ nevoie de o nouă lege, cel puțin a învățământului preuniversitar, zona asta în care aș spune că mă pricep. Pe de altă parte, sigur, noi am spus aici de la microfonul Europa FM, am spus de foarte multe ori că sistemul nostru de învățământ are nevoie de reformă, are nevoie de schimbare. E un lucru pe care orice om rațional din școlile din România îl conștientizează și îl asumă. Pe de altă parte, când schimbarea asta vine într-o formă în care ți se pare că ți-e băgată pe gât, efectiv, cu dezbateri care nu au consistența pe care ne-o dorim și nu au transparența aia pe care o așteaptă toată lumea, sigur că nu o să fim niciodată cu toții de acord. Sunt multe lucruri în legea asta educației cu privire la care avem opinii divergente. Pe de altă parte, atunci când se creează contextul unor dezbateri reale și ne strângem cu toții la aceeași masă și măcar rămânem cu sentimentul ăla că am fost auziți, parcă se așează un pic lucrurile altfel. Ai senzația aia unui compromis care cât de cât este echitabil pentru toată lumea, chiar dacă nu, sigur că da, chiar dacă nu împacă pe toată lumea. Revin, ca să-ți dau și un exemplu de pildă, revin la povestea cu admiterea, încă o dată m-am mai liniștit puțin, deci nu arde. Totuși, uite, senzația mea e că felul în care
apare cel puțin ca propunere în noul proiect de lege, pare că de fapt n-a făcut, cei care au propus această măsură n-au făcut altceva decât să-i dea o aură de constituționalitate, pentru că spre deosebire de forma în care apărea în proiectul de lege propus de ministrul Câmpeanu, ăla putea fi foarte ușor atacat la Curtea Constituțională. Cu alte cuvinte, era un soi de discriminare mai mult decât evidentă. Pe când, iată, în momentul de față nu mai poți să mai faci lucrul ăsta, e mult mai greu de atacat. Și eu aș fi foarte curios și reiau apelul către ascultătorii Europa FM, în ce măsură li se pare o măsură potrivită, în ce măsură îi ajută pe elevii noștri admiterea asta la liceu, așa cum v-am obișnuit, la 0372069599. Simt nevoie aici, Oana, să invoc comentariul unuia dintre ascultătorii noștri care a scris pe pagina de Facebook de ce nu e de acord cu această formă de admitere, dincolo de detaliile pe care le-am sesizat noi. Spune ascultătorul nostru Vali Pleșca că fiecare examen organizat de un liceu este o poartă spre corupție și discriminare, plus o creștere a influenței, puterii și bogăției mafiei meditațiilor. Strict pedagogic, două examene redundante, dintre care unul devine total inutil și irelevant, vorbim despre evaluarea națională, sunt un șoc psihologic mult prea mare pentru un copil de 14-15 ani. Iar singurul argument al organizării examenelor la nivelul liceelor, acela de a selecta mai bine valorile, este fals. Cei mai buni absolvenți de gimnaziu ajung datorită examenului de capacitate la cele mai bune licee. Iată, mă rog, cel puțin un punct de vedere din partea unui ascultător care probabil a urmărit de asemenea subiectul ăsta. Povestea asta cu admiterea este poate mai degrabă un simptom unei inițiative legislative care are darul de a ne mulțumi din start, cel puțin pentru faptul că nu au fost întrebați actorii principali. Măcar întrebați. N-ajungem în punctul în care să zicem că au ajuns la un consens. Voi ce părere aveți? Voi ce credeți? Hai să vorbim. Hai să ne așezăm la aceeași masă. Iată, pe un subiect, pe un capitol foarte sensibil cum este admiterea, Dar pe de altă parte, nu cred că îi oprește nimic pe actorii principali să fie vocali. De exemplu, în vară, când s-a întâmplat povestea cu admiterea la colegii sau ideea cu admiterea la colegii, Asociația Colegilor Centenare a dat un comunicat, a apărut în toată presa și a spus punctul de vedere. Eu încurajez și îmi doresc foarte tare ca oricare dintre actorii care simt că au ceva de spus pe subiectele astea să iasă și să nu mai aștepte să fie întrebați. Cu siguranță, toată societatea este interesată de ceea ce au de spus. Când s-a pus problema eliminării probei de matematică din bacalaureat, Societatea Română de Matematică a avut o intervenție excelentă și și-a spus punctul de vedere și a fost luat în seamă de societate. Acum, toate asociațiile de părinți, toate asociațiile de profesori, oricine se poate coagula și ar ajuta să se coaguleze, să găsească o cale de a face asta, oamenii care au idei similare, să-și găsească un drum unii către alții și să se strângă și să vorbească, cu siguranță vor fi ascultați. Cu siguranță vor fi ascultați la Europa FM. Cu siguranță punctul lor de vedere va fi publicat pe educațieprivată.ro. Și cu siguranță în multe alte publicații, la multe alte televiziuni vor avea loc oriunde. Dar să iasă și să vorbească. Această strategie de a sta și de a boscorodi în barbă nu cred că duce undeva. Cu asta sunt și eu absolut de acord. Într-adevăr, e nevoie din partea măcar a organizațiilor reprezentative din învățământ. Fie că sunt ele din partea profesorilor, părinților și elevilor, să urmărească cu atenție. Ai auzit, de exemplu, vreun punct de vedere al sindicatelor? Nu am auzit. Și asta este un mare off de-al meu. Știi de ce? Pentru că, uite, am o admirație fantastică pentru asociațiile elevilor. Au fost întotdeauna, cred, mai activ, mai pe fază, mai prezenți în toate dezbaterile astea decât noi toți adulții la un loc. Ceea ce mi-aș fi dorit să văd și din partea profesorilor. Sigur, remarcabile luările de poziție din partea unor asociații precum ce profesorii de matematică sau ceilalți, dar nu prea mai văzut nimic în rest. În general, într-adevăr, ai perfectă dreptate aici. În general, cei mai mulți dintre profesori boscorodesc undeva pe un grup pe Facebook și toate lucrurile rămân și undeva acolo. Și o etapă de maturizare a societății, cred. Momentul în care e minunat, în 30 de ani societatea română a învățat, sau oamenii din România au învățat să fie vocali.
dar cred că pentru moment, în cea mai mare parte dintre ei, sunt vocali la ei acasă. Când vor descoperi calea de a fi vocali împreună pentru o cauză în care cred, cred că vor avea și mai multe șanse de a obține ceea ce își doresc. Deci, da, oameni buni, adunați-vă și vorbiți. Nu trebuie să vă sune cineva de la minister să vă invite. Toată societatea așteaptă să vadă ce aveți de spus. Da, suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, iată, deja noi ne-am inflamat aici, avem suficiente subiecte de discuție. Cu cine stăm de vorbă? Alo? Victor de la Cluj. Bună seara, Victor. Iartă-mă, să știi că se aude un pic cam ciudățel. Poate ar fi indicat să închizi aparatul de radio de lângă tine sau... Da, sunt în mașină, s-a culat de pe Bluetooth. Este minunat, acum ne auzim perfect. Da, păi l-am închis mașina și atunci am venit aici. E perfect. Te ascult. Ia să vedem. Cum e cu admiterea? Cum e cu proiectele de lege? Ce așteptări ai tu de la proiectele astea de lege? O să răspund în doi timp. În primul timp vă pun o întrebare. De ce a fost necesară evaluarea națională? N-am înțeles. De exemplu, dacă nu iau evaluarea națională ca elev, ce repercusiune am? Am vreo una? Pot să dau la școală profesională, nu? Pot să dau la școală de ucenici. Sigur. De ce se dă? Eu mi-amintesc foarte bine că în anii 90, prima problemă care s-a pus, zice, domne, copiii noștri au fost supra-solicitați la examene, nu mai dăm examene în liceu, facem evaluare națională. Bun! Ce se înțelege prin supra-solicitare? Mai multe materii, este mai puțină solicitare? Păi eu am dat admitere în liceu la două materii. E adevărat, scris și eu la, dar două materii. Fiul meu a dat evaluare națională în clasa a 8-a la 4 materii sau 5. Păi care a fost mai solicitat? Explicați-mi și mie că eu sunt mai slăbuț așa de înger și nu pricep. Bun, asta este prima chestiune care v-am spus-o. După aceea, punctul meu de vedere este că evaluarea națională este inutilă. Ea poate să fie o măsură pentru profesor să-și dea seama, băi, pe parcursul 8 clase, hai vedem ce au învățat copiii ăștia. Dar în liceu mi se pare normal că trebuie să fie ca o concurență. Liceul este o etapă superioară de învățământ și atunci, în etapa asta superioară, nu e obligatoriu să acceadă toată lumea. Și atunci dai admitere. Pentru că știm foarte bine, nu cred că este nevoie să vorbesc mai mult, cam cum se iau în multe situații notele pe parcursul claselor 5-8. Bine, acum n-aș vrea să fiu răutăcios acum, dar dacă e să luăm la puricat și felul în care se pun notele în unele licee, s-ar putea să ajungem la aceeași concluzie. Dar uite, ne spunea ascultătorul pe care îl citam un pic mai devreme, e foarte posibil ca maniera în care este organizat admiterea asta la liceu să poată fi un prilej de, habar n-am, nu știu, de a favoriza doar pe unii copii. Ai certitudinea că toți copiii din țara asta au șanse egale de a accede la liceele respective. Uite, să-ți dau un exemplu. Ne-ai spus că ești din Cluj. Dacă, de pildă, la unul dintre cele mai bune licee din Cluj vor dori să dea admitere copii dintr-un sat de nu știu de unde, au șansa de a se pregăti în egală măsură cu cei din oraș care, poate, nu știu, au acces la meditatori buni sau habar n-am. Că, de fapt, aici e problema. O să vă spun un lucru. La noi, înainte de a da admitere, când am făcut eu școală, la liceele unde voiam să dăm, se făceau cursuri de pregătire, cam începeau cu aproximativ 3-4 luni de zile înainte de examenul de admitere. Și se făceau cu profesorii școlii de acolo. Cine dorea, participa la aceste cursuri de pregătire suplimentară. Se fac aceste cursuri de pregătire în toate școlile din România și în ultimul cătun de nu știu de unde? Poftim? Se fac aceste cursuri de pregătire în toate școlile din România, indiferent că sunt încă tunul nu știu care? M-ați înțeles, asta era pentru admiterea în liceu, o făceau profesorii de la liceu la care se pregătea admiterea la liceu. Și tu, dacă vrei să vii de la Cătunul nu știu unde, puteai să vii să faci cursurile acestea de pregătire. Nu era obligat, nu era numai pentru cei din liceu. Atenție! Nu era. Putea să vină, de exemplu, aici la Cluj, putea să vină de la Satu Mare. Dau un exemplu. Dacă îl ține acolo, evident. Uite, Oana, asta e o idee foarte faină, știi? Adică, uite, hai să propunem ca profesorii din liceile astea care vor să organizeze examen de admitere să facă un soi de pregătire gratuită, că vorbim despre învățământul de stat, la care să aibă acces toți copiii care vor să dea admitere acolo. Da? Gratuită, dar finanțată de stat. Finanțată de stat. Adică eu nu sunt de acord cu ideea să le cerem oamenilor să facă voluntariat. Nu pentru asta și nu e drept. Da, fiecare trebuie să câștige din ceea ce muncește.
Deci da, ideea de a face cursuri cu acești copii, cu condiția să fie monitorizate, să fie evaluate, nu cum s-a întâmplat la orele remediale, de exemplu, de care în bună măsură s-a ales praful. Și s-au băgat și o grămadă de bani în orele respective. Da. Haideți să duc următorul lucru. Știți, ați avut o discuție la un moment dat despre pariu și chestii de astea. Păi poți să faci pariu și la un loc de șah. Deci așa cum luați dumneavoastră problema acum, sunt multe semne de întrebare, foarte adevărat ce spuneți. Am să vă dau un simplu exemplu ca să vă dați seama ce înseamnă această evaluare națională. Copilul meu a avut colegi care au fost mai pe 9 și 10. Și când a fost să fie la admiterea respectivă, au dat aceleași baterii care le-a dat și piciorul, cu note cu câte 200 de sutii mai puțin, pe care, la contestație, le-a căpătat fără probleme. Și atunci vin să vă spun următorul lucru. Cine a greșit? Au greșit profesorii, înseamnă că acolo e o problemă cu profesorii. Sau cumva și-au dat seama, păi stai, că n-a fost atent când a deschis lucrarea, să vadă că este fica inspectorului șef sau inspectorului ajunt, că este fica directorului nu știu care, sau că este fiul lui Cutelescu. M-ați înțeles? După ce a văzut cine este, s-au căpătat câte 200 de sutimi la 3 materii. Vă întreb următorul lucru. Acei profesori care au corectat au fost cumva sancționați? Vă răspund tot eu la întrebarea asta, că dețin anumite informații. N-au fost sancționați. Nu trebuie să-l sancționez că mi-a dat notă mică copilului meu. Îl sancționez fiindcă nu și-a dat seama că ăsta a făcut bine. Și oare cât ori mai fi fost în situația asta? Aici este întrebarea. Acele note s-au dat fiindcă era vorba de... sau pentru că chiar era o greșeală? Da. Îți mulțumesc tare mult, Radu. Foarte, foarte bune observațiile tale și sigur care ne oferă așa un prilej de reflexie. Oana, iată, apar, cum să spun, semne de întrebare, apar nedumeriri, apar așteptări din partea părinților. Radu înțeleg că vorbește din calitatea asta de părinte. Cu privire la... iată, e un detaliu mic, aveai perfectă dreptate. Nu e neapărat o miză raportată la proiectul de lege a educației, dar iată, lucrurile astea sensibilizează, produc frici, produc spaime pentru părinți și pentru copii. Ba, eu zice că nu e deloc un lucru mic, pentru că e unul dintre motivele pentru care atunci când am enumerat mizele mari, am specificat corupția. Da, e o realitate. Însă, ceea ce a spus ascultătorul nostru acum mă determină să spun altceva. De fapt, ok, miza acum, vorbim despre admiterea la licee. Însă tot ce este greșit sau ce este tot ce produce teamă în legătură cu admiterea la licee este generat de probleme ale sistemului de educație din primii 8 ani de școală. Faptul că ne temem de admiterea la liceu vine din experiența a 8 ani de școală în care copiii s-au confruntat cu favoritisme. Profesorii s-au confruntat cu politizare. Educația s-a confruntat cu decizii chestionabile. Inspectoratele școlare județene au fost infestate de politică. Și toate astea generează sau contribuie la frica pe care mulți părinți o simt atunci când li se mai povestește despre un examen suplimentar. Ok, subiectele vor fi elaborate la nivel național, din câte știu eu, de Ministerul Educației în colaborare cu instituții care sunt specializate, de exemplu Societatea Română de Matematică. Care ar trebui să ofere certitudinea, corectitudinii. Însă ce să vezi, unde găsești o soluție după acești 30 de ani în educație, oriunde găsești o soluție, imediat generează alte 5 probleme. Sigur, generează subiectele, sunt generate la nivel central, dar cine le corectează? Știi? Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Da, foarte, foarte bună observația ta. Cine corectează? Într-adevăr, că apar un milion de probleme. Mi-am adus aminte acum de câte discuții au fost la olimpiade și olimpiadele n-au cine știe ce miză. Am pățit. Gândește-te, imaginează ce va fi la examenele astea de admitere. Suntem, cred, în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Seara bună, cu cine stăm de vorbă? Păi cred că tot cu mine, că nu s-a închis telefonul. Da, ok, în regulă. Atunci un motiv în plus să-ți mulțumesc tare mult pentru comentariul de mai devreme. Ne ocupăm acum. Reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în direct cu noi la 0372069599 și eu revin la discuția cu Ana, pentru că povestea asta cu admiterea, sigur, sensibilă pentru foarte multă lume, pentru părinți, pentru elevi în mod special, necesită cumva mai multă atenție din partea noastră și ai avut perfectă dreptate. Sigur, trebuie să fii
și mai vocali, mai activi și mai prezenți în dezbaterea asta publică, exact cum o face ascultătorul nostru acum, cu care am reușit să intrăm, iată, în sfârșit, în direct. Bună seara, cu cine stau de vorbă? Alo. Alo, vă ascult, bună seara. Sunteți în direct la Europa FM. Cu respect, numele meu este Cristi și eu ce m-aș bucura să văd că Ministerul Învățământului a reușit să colaboreze cu Ministerul Muncii sau invers pentru a crea ceea ce societatea are nevoie, copiii noștri să poată să creeze, să poată să ducă economia în sus. Uite, asta este o observație foarte bună, Cristi, să știi. Mă gândesc doar atât, ce bine ar fi să știm, să facem un plan, să avem o viziune. Eu sunt șofer de profesie, nu sunt altceva. Dar m-aș bucura să văd că politicienii noștri au o viziune și că se pot gândi la ce se uită lumea acum, la inteligența artificială, la energie, să creeze, nu știu, să creeze lucruri pentru a dezvolta panouri solare sau noi tipuri de panouri solare, copiii să fie împinși de către, nu știu să zic așa, niște profesori care să poată să observe aptitudinilor copiilor până în clasa 8-a, ce inclinații au ei, către ce se le place să facă, către ce au orientarea lor, pentru a putea copiii ăștia să aducă un plus valoare acestei țări, acestei comunități. Și totodată, am un pic de emoții, e prima oară când și totodată, mă mai auziți? Da, te aud foarte bine și mi se pare, nu doar că te descurci foarte bine, dar și ideile pe care le emiți sunt inspiraționale. Mi-aș dori să avem cât mai mulți de Cristi de ăștia în țară. Eu am făcut pregătire foarte multă. I'm ok. Bine, Eu am făcut multă pregătire în școală, treapta întâi, treapta a doua, eu am 53 de ani. Treapta întâi, treapta a doua, așa era pe vremea aia. În schimb, n-am observat niciun profesor să vină la mine, fiindcă mie îmi plăcea foarte mult acordeonul. N-am văzut niciunul să spună, hai să faci acordeon. Sau eu să mă duc la un club de acordeon. Era cluburi de chitară, flaut, alte nebunii. Adică fiecare copil are înclinația. Hai să trimitem copiii ăștia către ceea ce le place să facă. Noi, părinții, băgăm bani în profesor pentru a-i pregăti. De ce? Fiindcă noi avem o chestie, cred că comună la noi românii, ce face copilul meu. Copilul meu este la liceul la cel mai bun. Domnilor, la cel mai bun în comparație cu ce? Ce face liceul ăla? Ce oferă? Ce ne dă? Ne dă cel mai bun. Și atât, nume, copilul meu e acolo. Dar copilul meu e fericit. Eu am întrebat copilul ăla, bă, îți place la liceul ăla? Sau îmi place mie că tu ești acolo? Sau încotro ne îndreptăm? Adică aș fi vrut să fiu am foarte mare emoție. Aș fi vrut să fiu o corelare între Ministerul Muncii, Ministerul Învățământului și copiii ăștia, care sunt niște bijuterii neșlefuite, noi să putem să-i șlefuim ca să poată să spargă tot, iar toți să fim fericiți, să ne bucurăm de succesul lor, să ne bucurăm că un român a inventat nu știu ce și că a venit o companie care trăia invenția, o dezvoltă, creează locuri de muncă, dă plus valoare, nu știu, Doamne iartă-mă. Cristi, pot să spun și te rog să rămâi un pic pe fir că vrea să intervină și Ioana. Pot doar să spun că ai fost cu adevărat inspirațional. Îți mulțumesc pe comentariu mai mult decât binevenit. Și pentru prima ta intervenție în direct la Europa FM vreau să spun că te-ai descurcat absolut minunat. Ioana, mi se par lucrurile pe care le-a amintit Cristi un pic mai devreme. Cred că surprind foarte bine realitatea învățământului românesc, cel puțin pentru partea asta de preuniversitar. Bună seara! Tot ce vreau să vă spun e că m-am uitat la ceas din momentul în care ați început să vorbiți și că în aproape 3 minute dumneavoastră ați reușit să cuprindeți și să exprimați foarte clar miezul acestui demers pe care toată societatea ar trebui să-l facă acum. Este și despre profesori, este și despre părinți, și despre bani, și despre șansele copiilor, și luciditatea cu care ați spus toate lucrurile astea mă face să vă rog să mai intrați la radio, adică să vorbiți mai mult și mai des, pentru că știți să faceți asta.
Da, îți mulțumesc tare mult, Cristi, și așa cum spunea și Ioana mai devreme, te mai așteptăm la Academia Europa FM, pentru că n-am nicio îndoială, vom avea un dialog care mai mult decât util pentru absolut toți cei care ne ascultă. Îți mulțumesc tare mult, Ioana, revin la discuția cu tine, pentru că eu mai am niște nelămuriri. Știi, plecând de la povestea asta cu admiterea, am stat și m-am uitat, sigur că parcursul ăsta al proiectelor de lege e unul cumva cunoscut de toată lumea, va trebui să ajungă în dezbatere în Parlament, dacă am înțeles bine, undeva până pe 15 martie. Numai că, sigur că în urma, nu știu, a reacțiilor, a protestelor venite din spațiul public, am citit o știre chiar de preluată de la tine, prin care domnul Ciolacu, liderul PSD, anunța că aceste proiecte de lege vor trece prin filtrul unor experți de partide. De la partide. Experți printre care, dacă am înțeles bine, se numără chiar domnia sa, domnul Ciolacu, prim-ministru Ciucă și domnul Kelemen Hunor. Acum, sigur, despre domnul Kelemen Hunor s-ar putea să am mai puține informații, nu știu, are un discurs relativ închegat, coerent, dar nu știu cum sună treaba asta cu domnul Ciucă și cu domnul Ciolacu verificând proiectele de legea educației. Unu, ne mai ancorăm, ne mai legăm de date acum, de termene limită. Câte termene limită au avut aceste proiecte de lege ale educației? Că dacă e să luăm toate calendarele care au fost enunțate din momentul lansării în dezbatere publică a proiectului România Educată, cred că era 2018, legea asta ar fi trebuit să fi trecut într-o formă sau alta de 15 ori până acum. Deci nu știu dacă mai e cazul să mai luăm în serios 15, cât era februarie. Ok, o să vedem. Doi, da, la ultima ședință a coaliției au decis, în înțelepciunea lor, politicienii noștri să facă comisii de experți la nivelul fiecărui partid. Și componența acestor comisii, din câte am reușit noi să aflăm, este trei oameni din partid plus președintele partidului. Așa că da, domnul Ciolacu, domnul Ciucă și domnul Kelemen Hunor, din informațiile noastre, vor fi parte din acest proiect de cristalizare a legilor educației. Ce este și mai frumos este că aceste trei comisii ale comisiile partidelor nu vor discuta împreună, deci nu se vor strânge la o masă așa cum suntem noi aici să vorbească unii cu alții, vor vorbi mai întâi separat, fiecare la comisia lui, PSD la PSD, PNL la PNL, UDMR la UDMR, și abia după aia se vor întâlni președinții, deci încă o dată, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Kelemen Hunor, să găsească o variantă finală. Așa că mai vin o dată și mai întreb, ne mai luăm de la date limită, 15 februarie? Da. Îți mărturisesc că eu m-am liniștit totuși puțin aici, adică având în vedere numele pe care le-am invocat un pic mai devreme, sunt oameni cu doctorate acolo, oameni cu școli grele. Acum, oameni serios vorbind, eu sper că în comisiile tehnice, ceilalți trei membrii ai fiecarei comisii, sper că vor fi totuși oameni care să cunoască domeniul ăsta. Am un pic de emoție dacă, și mă gândesc dacă mi-aș dori să fie oameni care cunosc prea bine domeniul ăsta, adică să nu facă parte dintre cei care își doresc sau a căror miză este să nu se schimbe de fapt nimic. Pentru că după toți anii ăștia, de când vorbim despre proiectul România Educată, eu iau în serios și ideea asta, știi? Poate nu vă mai ajunge niciodată să avem o lege noua educație. Asta e o informație la care îți mărturisesc că avem de reflectat. Revin un pic la ideea cu specialiștii, pentru că ți-amintești, în vară a fost așa o mare tevatură, toată lumea a insistat pe identitatea acestor specialiști, cine sunt cei care au contribuit la redactarea proiectelor de lege, aceeași întrebare iată revine și acum, cu atât mai mult cu cât vedem că cel puțin cele trei nume despre care am aflat zilele astea n-ar fi neapărat cele care să ne ofere cea mai mare liniște. Sigur, e important. Din punctul meu de vedere, sigur că niște proiecte de lege nu pot fi făcute chiar de oricine, oricum, de oriunde, știi, hai să ne strângem cu toții de pe unde suntem. Trebuie asumate politic, dar trebuie să fie niște oameni acum, niște specialiști, niște experți în adevăratul sens al cuvântului, pentru că observi noțiunea asta de expert în educație s-a cam banalizat în ultimii ani. De oricine, oricare, oricum e expert în educație. Dar trebuie să fie niște oameni acolo care chiar să știe, să respecte niște principii, să se gândească la toate aspectele care compun învățământul românesc. Așa cum, în egală măsură, este nevoie și de transparență în dezbaterea respectivă. Să știm cine sunt experții respectivi, să putem avea un dialog cu ei, să simțim măcar că propunerile noastre astea, bune, rele, cum or fi ele, că na, poate nu fi nici noi foarte inspirați, dar măcar ajung acolo și ne ascultă cineva. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru, dacă mai e alături de noi, dacă nu va reveni la 037. Bună seara, ne auzim? Bună seara. Bună seara. Uite că am reușit să stabilim legătura. Cu cine stăm de vorbă?
Alexandru din Brașov. Te salut, ce Alexandru. Domnilor, uite, am ascultat cu foarte mare interes aceste legi ale educației, dar trebuie să lăsăm lucrurile mai târziu să analizăm aspecte de finețe. Întâi și întâi va trebui să facem WC-uri în interiorul școlilor. Va trebui să vă dăm căldură tuturor elevilor. Când se duce copilul la școală, trebuie să aibă o toaletă unde să-și poată facă, să-și facă nevoile. Trebuie să aibă căldură, să poată să învețe fără căciulă pe cap și mănuși pe mâini. Foarte adevărat. Astea sunt primele lucruri care trebuie făcute. După care trebuie neapărat să reușim să motivăm oamenii buni, să vrea să intre în sistem, să poată să ofere educația mai departe de celorlalți. Trebuie să ridicăm foarte mult ștacheta oamenilor care învață și care educă mai departe. După care să stăm de vorbă că dacă liceul cu tărică poate să-și organizeze singur admitere sau nu, astea... Da, te înțeleg perfect. Astea sunt informațiile pe care le avem noi în acest moment. Așa cum, în egală măsură, să știi că comentariul tău foarte, foarte justificat, foarte valid de adminteri, ne arată, iată, Oana, ne arată alte probleme pe care învățământul nostru le are. Uite, observ că pe noi, la un moment dat, ne ia flama și are foarte multă dreptate ascultătorul nostru, ne ia flama legată de anumite prevederi ale proiectelor de lege și ne pierdem la un moment dat în detalii, când, de fapt, oamenii care stau pe margine, părinți sau profesori, văd poate lucrurile un pic mai limpede. O parte dintre ei, da, educația, cred că este ca o țesătură care se deșiră la foarte multe capete. Într-adevăr, domnul ascultător a enunțat prioritățile unei categorii de părinți. Alți părinți au alte priorități. O parte dintre profesori își doresc schimbarea, altă parte nu își doresc schimbarea. Este exact ca o țesătură care se deșiră, s-a deșirat în ăștia 30 de ani la fiecare capăt. Dacă vrem să o reparăm, eu, părerea mea este că trebuie să începem din toate capetele. Doamna, poate nu în aceeași măsură la fiecare, ok, dar degeaba repari, de exemplu, integritatea în educație dacă nu ai calitatea corpului profesoral. Vei avea niște profesori cinstiți, dar prost pregătiți. Degeaba repari WC-urile dacă ai deficit de profesori. Vei avea niște școli cu toalete minunate, dar în care nu va avea cine să predea. Deci trebuie cine vrea să facă și dacă vrea cineva să-și asume această operă, este o operă națională pentru orice țară, oricum trebuie luăm, să lucreze cu oricum toate. Oricum o luăm, acum 3 ani de zile la Iași, în județul Iași, un copil a căzut și a murit. Știu, am scris despre cazul acela. Aia nu poate să nimica. Categor. Nu mai contează nimic altceva. Nu contează altceva. După ce am rezolvat problema asta, da, domne, hai să putem să dăm bani mai mulți oamenilor ca să fie atrași în sistem, să crească performanțele lor, dar atâta timp cât un copil moare la școală, mie mi se pare cel mai groaznic. Nu putem compara, adică nu există comparație între una și alta, dar asta și spun. Nu e una sau cealaltă, trebuie să fie și una și cealaltă. Să existe și toalete, și profesori. Dar toate astea se vor întâmpla atunci când societatea îi va forța pe politicieni să ia decizii pentru societate. Da, Oana, mai avem un minut la dispoziție. Îi mulțumesc și ascultătorului pentru comentariul foarte, foarte bun de altfel. Oana, aș vrea să te întreb cât timp mai avem la dispoziție. Care sunt așteptările tale de la proiectele de lege ale educației în varianta lor ideală? Adică ce ți imaginezi tu că ar trebui să schimbe în învățământul nostru? Să le văd, în primul rând. Așteptarea mea de la proiectele de lege ale educației este să le văd. De ce mai mare așteptarea mea în momentul ăsta? Pentru că nimeni nu le-a văzut. Pe fondul problemei, repet, Marcel, eu nu sunt specialist în educație. Nu sunt eu omul care să spună educația din România trebuie să ia în direcția aia sau în cealaltă, trebuie să fie ca Finlanda sau ca Franța. Nu. Dar așteptarea pe care o am este să găsească un numitor comun pentru binele câtor mai mulți copii din țara asta. Nu va găsi pentru toți. Rămânem cu ideea asta și îți mulțumesc tare mult, Oana, pentru conversația pe care am avut-o la Academia Europa FM și dumneavoastră ascultătorilor pentru răbdarea cu care ne-ați ascultat. Ne reauzim joia viitoare, o seară de milioane. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.